Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami și începem o nouă săptămână în piața cripto, o săptămână în care Bitcoin are un preț de aproximativ 26.500 de dolari, asta deși la sfârșitul săptămânii părea că vrea să urce destul de sus, dar vedem că interesul a fost foarte scăzut în acest weekend, volumul a fost de asemenea foarte scăzut, dar cu toate astea avem parte de câteva știri foarte, foarte interesante, știri din partea celor de la Binance, dar și din partea celor de la Ethereum. Înainte să începem, nu uitați că dacă vă place acest tip de conținut, puteți apăsa butonul de like, de asemenea puteți să vă abonați, iar foarte important este să apăsați și pe clopoțel și să activați notificările, pentru că am observat că în ultima perioadă unii dintre voi nu primesc notificări atunci când postez un nou conținut. Piața cripto a fost destul de liniștită în acest weekend, chiar dacă Bitcoin dădea semne la sfârșitul săptămânii că vrea să meargă din ce în ce mai sus, vedem că a crescut de la un preț de 24.800 de dolari până la un preț de 26.800 de dolari, creștere pe care am menționat-o și în videoul de sâmbătă, dar după vedem că Bitcoin a stat cam în acest range de 26.500 de dolari, iar volumul a fost foarte scăzut și mulți așteaptă acest început de săptămână pentru a vedea dacă Bitcoin își va continua creșterea în următoarea perioadă. De asemenea, indicele de Fear and Greed sau frică și lăcomie este astăzi la 47, deci este în zona de neutral, dar este foarte aproape de zona de fear sau de zona de frică. Iar foarte interesant este că, de asemenea, ieri a fost la 49, tot în zona de neutral, săptămâna trecută a avut o medie de 47, adică tot în zona de neutral, iar luna trecută, de asemenea, la 48, deci, bineînțeles, tot în zona de neutral. Adevărul este că a venit vara, mulți sunt cu gândul la concedii, de asemenea, puținii care încă mai sunt în piața cripto în această perioadă sunt deja cu banii blocați în anumite poziții sau anumite monede, deci interesul din partea lor este destul de scăzut. Acest lucru se poate vedea și după volumul de pe zona de lichidări, pentru că în ultimele 24 de ore am avut lichidări de doar 32 de milioane de dolari, de asemenea, numărul traderilor lichidați este destul de mic, adică undeva sub 16.000 de traderi, iar cea mai mare poziție lichidată a fost pe Bybit, unde cineva a fost lichidat pe o poziție de BTC cu USDT, o poziție pe Bitcoin de aproximativ 530.000 de dolari, în timp ce dacă ne uităm și la topul lichidărilor, vedem Bitcoin pe prima poziție, Ethereum pe a doua, foarte apropiate cele două monede și vedem de asemenea tot aici Doge, Sui sau XRP. Iar dacă ne uităm și la monedele din top 100 care au avut creșteri în ultimele 24 de ore, avem pe prima poziție Flare, un proiect care, din păcate, a scăzut destul de mult în ultimele săptămâni. Acum vedem că are o creștere de 10% și este pe poziția 94 în clasamentul CoinMarketCap. Trebuie menționat că Flare a ieșit pentru o scurtă perioadă de timp la un moment dat din clasamentul top 100 CoinMarketCap. Trecem la următoarea monedă, care este Trust Wallet Token, o creștere de 4% astăzi, dar o creștere de aproape 30% în ultima săptămână. Iar dacă ne uităm și la alte monede care au avut creștere în ultima săptămână, găsim de asemenea Sui, o creștere de 24%, GMX, o creștere de 17% în ultimele 7 zile. Și tot aici găsim Stax, KuCoin Token și Maker cu creștere de aproximativ 12%. Trecem foarte rapid și peste principalele știri de astăzi și începem cu o știre pe care mulți probabil o știți de săptămâna trecută. Cei de la BlackRock vor să înregistreze primul ETF care se bazează pe Bitcoin pe zona de spot și da, știrea este veche, dar apar informații foarte, foarte interesante și de asemenea foarte bullish pentru Bitcoin. Asta pentru că se pare că BlackRock până acum a reușit să înregistreze 575 de ETF-uri și au avut un singur ETF refuzat. De data asta vor să reușească să obțină licența pentru acest ETF bazat pe Bitcoin din partea SEC-ului american. Au mai încercat și alții în trecut. De exemplu, chiar cei de la Grayscale au încercat de mai multe ori să înregistreze un ETF care se baza pe Bitcoin de pe spot, dar nu au reușit. De data asta BlackRock speră să aibă un succes mai mare. Aici trebuie menționat că BlackRock reprezintă cel mai mare asset manager de pe glob și are pe mână asset-uri în valoare de peste 9 trilioane de dolari. Și de asemenea, foarte important este că SEC-ul american se pare că are la dispoziție 240 de zile pentru a răspunde la această cerere, dacă aprobă sau nu acest ETF. Deci, practic, sunt șanse să primim un răspuns pozitiv chiar în începutul lui 2024 și da, ar fi o știre interesantă dacă s-ar întâmpla așa, pentru că, sincer, nu sunt foarte bullish pe Bitcoin în acest sfârșit de an, în 2023, dar în 2024 mă aștept ca această industrie să înceapă să crească din nou, iar dacă în 2024 ar veni și o astfel de știre că cei de la BlackRock au reușit să înregistreze un ETF bazat pe Bitcoin, cred că ar fi un eveniment foarte bullish pentru domeniul cripto.
Continuăm cu o știre nebună care are legătură cu Binance. Am discutat săptămâna trecută de faptul că Binance Nigeria avea probleme în țara respectivă, asta pentru că SEC-ul nigerian le-a cerut să oprească toate operațiunile pe care le desfășurau în Nigeria, iar știrea nebună acum începe pentru că se pare că această companie, Binance Nigeria, nu are nicio legătură cu Binance, cu compania lui CZ. Aici aceste informații au fost oferite chiar de CZ pe contul său de Twitter, unde a menționat că Binance Nigeria Limited nu are nicio legătură cu Binance, cu compania Binance, și chiar Binance-ul a trimis o notificare ca acest schem, Binance Nigeria Limited, să renunțe la asocierea cu brandul Binance. Și deși SEC-ul nigerian va încheta în continuare compania Binance Nigeria Limited, cei de la Binance vor să sublinieze că această companie nu are nicio legătură cu compania care operează în Nigeria. Trebuie totuși să menționăm că Binance are în continuare probleme în Statele Unite. Acolo se pare că Binance USA a fost informată de către SEC-ul american că trebuie să renunță la un anumit număr de angajați. Astfel, conform anumitor informații din partea celor de la Bloomberg și din partea celor de la Reuters, se pare că Binance USA a trebuit să renunță la 50 de angajați, asta din cauza acestui proces pe care îl are acum cu SEC-ul american. Și asta pentru că Binance, din păcate, a fost nevoită să-și reducă numărul de angajați în întreaga divizie Binance USA. Iar o altă știre interesantă de astăzi, care de asemenea are legătură cu Binance, vorbește de faptul că Binance se pare că a încheiat un parteneriat cu muzicianul The Weeknd și introduce o experiență metaverse pentru cei care folosesc această platformă, dar care de asemenea sunt fani ai celebrului The Weeknd. Și asta pentru că platforma lui CZ introduce o lume metaverse care se pare că are legătură cu turul After Hours Till Dawn al lui The Weeknd. Această lume metaverse este în dezvoltare încă din iunie 2022 și dorește să le ofere experiență imersivă celor care, da, sunt fan de Weeknd, sunt de asemenea utilizator Binance și poate chiar au bilete la concertele pe care acesta le va avea în perioada următoare. Binance anunță chiar pe Twitter programul Metaverse Dimension și de asemenea oferă mai multe detalii despre ce oferă această lume Metaverse, unde utilizatorii pot explora acest univers, de asemenea pot căuta anumite comori virtuale în această lume și pot, bineînțeles, câștiga anumite reward-uri, având astfel posibilitatea să obțină anumite obiecte de merchandise care sunt exclusive și care, da, au legătură cu The Weeknd, dar și suveniruri și chiar bilete la viitoarele concerte ale celebrului artist. Continuăm cu un articol foarte interesant din partea celor de la CryptoPotato. CryptoPotato vorbește de efectele pe care le-a avut crash-ul FTX. FTX era unul dintre cele mai mari exchange-uri din această piață și avea un volum foarte, foarte mare, bineînțeles, un volum care era în spatele celor de la Binance. Dar, bineînțeles, după ce exchange-ul american FTX a închis, utilizatorii și-au îndreptat atenția către alte exchange-uri din această piață. Printre exchange-urile care se pare că au profitat, avem Bybit, avem de asemenea Kraken, dar și BitGet. BitGet este un exchange care a fost prezentat recent aici pe canal, iar în descriere chiar aveți un link prin care puteți să vă înscrieți pe această platformă dacă vreți și voi să folosiți acest exchange. Și chiar am menționat aici pe canal că reprezintă un exchange care a avut parte de o expansiune uriașă în ultimul an și a ajuns de la un număr de 200 de angajați la peste 1300 de angajați în 2023. CryptoPotato menționează că aceste informații au fost oferite de către platforma de analiză crypto Nansen și, conform celor de la Nansen, se pare că Kraken a avut o creștere a volumului în zona de spot de 14% în primele luni din 2023, de asemenea Bybit a avut o creștere de 7%, dar foarte interesant este că au fost și exchange-uri care au pierdut volum în această perioadă. Printre aceste exchange-uri avem Bitfinex, avem de asemenea KuCoin și Gate.io, dar și OKX, exchange-uri care, deși au rămas reprezentative pentru spațiul crypto, nu au reușit să câștige din acel volum pe care l-a lăsat în urmă exchange-ul FTX. Iar un alt proiect care a avut o evoluție impresionantă în 2023 este Ethereum, asta pentru că Ethereum se pare că a reușit să obțină venituri de peste 450 de milioane de dolari în primul trimestru din 2023. Este o cifră uriașă pentru că, să nu uităm, piața crypto este totuși un bear market. Cu toate astea, Ethereum a reușit să obțină un venit de aproape 500 de milioane de dolari în doar un trimestru. Bineînțeles, aici a profitat și de acel hype care s-a creat pe zona de meme coin-uri și, bineînțeles, acele fiuri care erau uriașe pe rețeaua Ethereum, dar trebuie menționat că acest venit de 457 de milioane de dolari realizat de Ethereum în Q1 din 2023 este de 2,8 ori mai mare față de toate veniturile realizate combinate de către celelalte rețele de tip Layer 1. De asemenea, un alt detaliu interesant despre Ethereum este că se pare că până acum a reușit să ardă aproape 3,4 milioane de monede Ether
Și da, este o veste foarte bullish pentru acest proiect pe termen lung. De asemenea, se pare că pe 18 iunie erau la stake aproape 20 de milioane de monede Ether, iar aceste cifre mă fac să fiu foarte bullish pe moneda lui Vitalik Buterin în perioada următoare și chiar mă fac să cred că la un moment dat Ethereum va putea depăși în capitalizare celebra monedă Bitcoin. În prezent, Ethereum are un preț de 1723 de dolari, în ceea ce privește capitalizarea. Are o capitalizare de 207 milioane de dolari, în timp ce Bitcoin are o capitalizare de 512 milioane de dolari, iar foarte interesant este că Ethereum are o dominanță în piață de aproape 20%. Sunt curios dacă voi aveți Ethereum în portofoliu sau dacă aveți intenția să acumulați în acest bear market și de asemenea aș vrea să știu până la ce preț credeți că poate ajunge Ethereum în următorul bull run. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!